Faptul că ești profesor parcă nu mai este un lucru deosebit. Sau cel puțin așa tratează problema unii dintre concetățenii noștri. Însă când ajungi în vârful ierarhiei, adică pe fotoriul plușat și comod al inspectoratului școlar județean, lucrurile se schimbă. Ești apreciat și periat până la delir și înapoi. Astfel stând lucrurile, și poate tocmai de aceea, nimeni din subalternii marelui boss de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Gheorghe Lazar, neavând curajul să-l învețe cum să țină discursurile și sau ce să spună, atunci când se decide sau îi este impus să țină o prelegere, e grav. Și nu este pentru prima dată când se întâmplă. Dar să nu știi să pronunți corect în fața unor elevi din anii terminal de liceu, clasa A12, -a este grav și penibil, domnule profesor sau inspector general școlar. S-ar putea spune că v-au podidit emoțiile, lucru imposibil pentru un cadru didactic care a făcut așa ceva an la rând. Și pentru a nu crede cineva că inventăm sau avem ceva cu persoana în cauză, ascultați și minunați-vă. Dar astea sunt răutăți, nu-i așa? Nu mai poate omul scoate o perlă că, hop, zvonării o preiau și o dezbat. Of, ce ție și cu lumea asta? Am înțeles că sunt elevi de clasa 11 implicați, sunt elevi de clasa 12 La cei de clasa 12 le urez mult succes, de, mâine încep, de luni încep probele. Este un lucru foarte important în momentul în care elevul termină 12 clasă să știe efectiv cum poate intra în câmpul muncii. Redacția Suceava Live îl nominalizează pe învățatul number one al Sucevei pentru cele mai picante poticneli în numerologia școlară, bufonul nostru.